Domnule Bighei, cea mai proastă alegere pe care puteai să o faci. Să mă nasc? Nu, subiectul din seara asta. Toată lumea vine cu manelinul în sus, manelinul în jos, ne-am cam plictisit. Deci mai... Am o idee salvatoare că e simplu, trebuie să-ți schimbi numele din Bighei, e foarte clar că nu te-ai... Chelu, îmi pare foarte rău că te-am plictisit în seara asta, doar că eu atunci când eram mic ascultam Paraziții. Practic, acum ai plictisit toată copilăria. E o rușine, da, am înțeles. E bine că ai evoluat și că nu mai asculți. Păi acum nu mai ascult că am crescut mare și am discernământ, e ok. Nici o problemă. A fost în sfârșit un act de curaj. În sfârșit, un concurent nu lasă capul între umeri și pleacă cu coada între picioare. Spune ce ai de spus, domnule, în apărarea ta. Ce? Stai liniștit, eu știu foarte bine ce fac și ce cânt, așa că mi se rupe... Ce a zis? Păi se rupe bune, dar în boțoană. Ia o suc. Părerea domnului. Băi, s-a luat cu chelul, e grav. Da, continuați. Băi, băi. E ok, atât, nu mai am nimic de zis. Dacă ești și comediant, spune ceva funny, enervează-l. Că nu e greu de enervat individul. N-ai putea să susții un conflict cu mine, crede-mă. Nici nu vreau, nu mi-am dorit. Îți jur că când o să am 3.000 de euro, o să vin să te bat. Dar știi de ce 3.000 de euro, nu? Chelu știe foarte bine, nu la unor experiențe de viață pe care le-a avut, că o bătaie îl costă 3.000 de euro. În instanță, cam asta este suma la care se învârte o bătaie bună, temeinică. Așa că am să fiu rezervat în seara asta. Mi se pare foarte interesantă conversația, mi-ar plăcea să mai aud. Suntem arbitri. Acum se pare că am stârnit o dispută, în juriu, n-am vrut să fac asta. Ce a spus Chelu vis-a-vis de faptul că ăsta a atacat subiectul manerelor și că este un subiect ultra atacat în toate stand-up-urile și nu ce, mie tocmai asta mi se pare că este un atu, pentru că el a venit cu ceva nou în această direcție. Dar chiar ce muzică asculti? Rock. Zi-mi și mie, o trupă. AC/DC e piesa AC/DC pe care intru de obicei. Metallica? Merge. Cercetătorii englezi? Tocmai ne-au comunicat de curând că Metallica, AC/DC, Korn e muzică pentru oameni bătrâni. Boșurub. Înseamnă că și tu asculti, sau cum vine? N-ai de unde să bănuiești. N-ai de unde să bănuiești. Băi, eu cred că tu ești genul de om căruia îi furam eu șapca în curtea liceului. Deci mâncam pachetelul de acasă. Mamă. Hai. N-are sens, crede-mă. Dar sunteți simpatici amândoi. S-a creat o prietenie, mă, o legătură strânsă. Vor rămâne prieteni veșnic, mă. Cu siguranță am să vin la tine la spectacol. Cu 3.000 de euro. Sau mai mult, frate, crede-mă. Până la urmă, mă interesează numele ei și dacă ea e întreagă și nevătămă. E Ghiță. E Ghiță. E un rățoi. Deci, Ghiță, rața ta tocmai s-a pe scena de la umor. Nu, ai greșit, s-a în numărul lui, de puțin. A venit prepensă cu rața și a început exorcizarea. Vrei să-ți arăt o magie? Adu-mi un briceag. Am să-ți arăt o magie. Vezi rața aia? Da. Nu o să mai vezi în viața ta. Câți ani ai? Aproape 20. Aproape 20, perfect. Mamă, deci când mi-a spus aproape 20, deci clar are peste 18 ani, s-au deschis cerurile pentru mine. Deci îți jur, ți-i gata, de acum pot să fac orice. Mamă, dacă îmi spune ala care 16 ani... Nu mai vezi și spun și de ce. Pentru că este îngrozitor să tratezi în halul sau un animal. L-ai luat de gât, i-ai trântit chestia aia de lemn în cap. Religia. Te-a durut fix în... Păi știi că eu sunt miloasă. Plâng la Discovery, la documentare cu pinguini. Totuși rața nu m-a sensibilizat, spun sincer. O rață într-un număr de magie. Băi, ne-am obișnuit cu iepuri. De ce? Că sunt albi, sunt frumoși și scot de urechi și te uiți la el cum stă și de nas. Se poate să-ți fie milă de un iepure, dar de o rață. Trucul l-am mai repetat de zeci de ori, l-am făcut, rațele n-au pățit niciodată nimic. Bă, eu acum dacă vin și îți dau 10 palme, mâine ești viu. Deci pot să spun că n-ai pățit nimic. Ești de acord cu mine sau nu? Da. Curajos? Hai, fetele, deci... mângheați rața. Zi, mă, că rața n-are nimic, că te cunoaște, că ești cu rața. Dar nu mă înțelege. Te înțelege, dar vorbești. O am de un an de zile, adică... Auzi numărul, numărul. Deja sună relație, prietene. E numărul tău sau l-ai împrumutat? Ai văzut pe la cineva? Trucul este din repertoriul David Copperfield. Deși și David Copperfield face chestia asta cu rața. Da, da, da. Rușine.
Da, n-am nici fel de problemă. Dacă manevrează rata la fel, mă cine el? Adică eu nu am probleme de genul ăsta, că e David Copperfield. De ce? Ăsta este un argument. Dom'le, dar și David Copperfield face treaba asta. Eu știu de ce am văzut. Și senzația pe care mi-a dat-o în momentul ăla. Senzația a fost una oribilă. Am văzut un animal chinuit. Și pentru ce? Situația se prezintă în felul următor. Rața, nu mai vezi. Deci dacă tu mai vezi rața aia înapoi... Două secunde. E spre binele tău. Dacă iei rața fără să-l bați, se numește furt. Dacă iei rața și-l bați, se numește tâlhărie. Vezi că încadrarea e foarte mare. Eu propun altceva. Eu cred că tu ar trebui să-i oferi lui Bendeac rața ca un semn de respect. Doriți să o luați acasă? Gândește-te așa. Dar dacă răpesc rața, e mai grav decât dacă numește... Nu e bine. Gândește-te așa. Nu. Dacă tu iei rața, el va trebui să caute altă rață. Va chinui o altă rață. Măcar rața asta e obișnuită. Măcar rața asta e obișnuită cu răul. Mihai, lasă-i rața. Mie nu mi s-a părut că aia e rața agresată. O rață agresată e o rață chinuită. Trebuie lovită cu picioarele, luate, zburau pene. Nu. Omul a manevrat-o un pic mai neatent. Tu crezi că avea o tehnică de manevrat rața de în gât astfel încât aia să simtă o plăcere și nu o durere? Dar tu n-ai putea să faci numărul ăsta fără rață? Cu o rață de plastic, de pluș, pe care și pe aia e chinuit-o, apropo. Deci... Nu are și la fel. De ce? Pentru că altfel este impactul când vezi un animal viu. Luat de gât, corect. E un impact uriaș, după cum poți observa. Cât vrei pe rață? Nu vreau nimic. Dacă vrei să o păstrezi, eu poți păstra. Da. Ea va deveni rața show-ului. Va deveni rața noastră. Lăsăm aici și nu mai vezi. Da? Da. Bine. Vrei să votezi? Bine. Să fumezi o țigară și... Așa. Vota deja. Nu ești și rața, Mihai? Lasă că e... Te frică de ea. Prima dată în ultimii 2 ani de zile e liniștită rața. Lasă-o să se bucure de acest moment de liniște. De vezi că rața s-a liniștit? A simțit că acolo e iubită? Doamne. Și dacă eu termin audițiile astea, întreg la... Ce întreg? Nu. Sau între noi se vorba acum, dacă știi, Bendeac, unde e acum a doua rață, că-s două. E la el în pantof, nu? Mai rău. E mai rău. A, tu știi trucul? Două rațe. Știu că-s două. Unde e a doua? Știu. Personajul este unul imaginar. Orice asemănare cu persoană reală este absolut întâmplătoare. Personajul meu se numește Neuron Sechelu. Așa cum am spus. Despre mine. E bine, continuați. Nu este, este despre un tip pe nume Neuron Sechelu. Neuron Sechelu în tinerețe urca pe scenă și se sclemea ca și când ar fi vrut să cânte. Dar de fapt singura lui legătură cu muzica este că ucide în mod sistematic și regulat. Cu alte cuvinte, este un criminal muzical. Dacă muzica s-ar măsura în oameni, se cheamă că a omorât toată China și a sodomizat toată Japonia. Apropo de like-uri, pentru că toți suntem aici, un lucru foarte frumos în China este că dacă postezi ceva pe Facebook, primești 100.000 de like-uri doar de la cei de pe strada ta. Neuron Sechelu a fost din Dobrogea. A fost pentru că dobrogenii și-au cerut scuze că l-au dat țării și l-au alungat tocmai la Timișoara, unde a devenit celebru datorită unui hit numit Sunt Neuron din Banat, cel mai prost copil din sat. Cu alte cuvinte, până la urmă a reușit în muzică. Bă, nu, ne plac astea momentele de roast. Dar să și fie funny, adică... El este și foarte dotat. Așa se laudă. Dumneata, de exemplu, n-ai spus niciodată că ești dotat. Deci să nu crezi că e vorba despre dumneata. Este foarte clar. Deci el spune că este foarte dotat și pentru aceasta am luat interviu unei furnici. Și spuneți, vă rog, cum s-a întâmplat? Păi eu eram în sânul naturii, acolo pe crânguțele unui tufiș și a venit Neuron, care era și el în sânul naturii și a venit la tufiș și a făcut cri-cri. Și la sfârșit cri-cri. A văzut pe mine. Vai de mine, și ați pățit ceva? Ați fost în comă? Nu, decât că mi-a scos un pantof din picior. Iar finalul acestei caracterizări este o glumă pe care au inventat-o cei din Timișoara, care nu înțeleg de ce e considerat vedetă, pentru că atunci când se joacă de avați ascuns, ea nu-l caută nimeni. De aceea, ultima dată, a stat 3 zile ascuns într-un dulap. Iar gluma este, ce se întâmplă, care este asemănarea dintre purecii de la TV și Neuron Sechelu. Când nu apar, emisiunea va fi foarte bună.
Asta a fost. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Bam! Stai să-l vrei. Și fii convins că nu e vorba despre tine. Nici nu mai contează. Domnul meu, sunteți un om extraordinar, minunat. Sunt convins că sunteți un om vesel, cu pasiuni. Mersi, Cebei. Dar umorul este de o calitate îngrozitoare. Deci jur că sunteți cel mai slab om. Păi da, cum vorbesc eu, e clar că e părerea mea. Așa? Cel mai slab om pe care l-am văzut în acest sezon. Până acum. Ești amabil. Sunteți... Având în vedere alura mea. Cel puțin pe locul 18. Pentru asta. Cred că aveți... Pentru asta ai un like de la mine. De ani de zile aștept să fiu făcut slab. Cum să fiți făcut? Slab. Slab. Slab, slab. Slab. Să-i spune cineva adică că e slab. El zice că e bine. Au înțeles, apreciez umorul? Ha. Da. Chelo a fost genial. Între el și Chelo a fost o discuție... O discuție care merita un vot, un like, un orice, adică... Dacă ar fi putut concura discuția... Ați observat că n-a râs nimeni? Parcă s-a râs de vreo două ori. Ați râs, mă? Ah. Asta zic că eu nu i-am auzit. Un mare comic român spunea că cel mai ușor se râde la vulgarități. Cine a spus asta? Cine a spus nu asta? Nu cred că ar vrea să spun, poate el jignește felul ăsta pe unii sau măcar îi deconcertează. Dar nu e o problemă. Stați o secundă. Dar credeți-mă pe cuvânt. Deci este un mare comic român și a spus că... Vulgaritățile, la vulgarități perfect. Se râde cel mai ușor, dar nu este umor. Perfect, eu v-am întrebat pe dumneavoastră cine este acel comedian, pentru că dacă dânsul a declarat treaba asta, a făcut-o în mod public și atunci nu mi-a spus doar mie, suntem prieteni foarte buni. Nu a declarat asta în mod public. Și o să râdeți, dar mi-a cerut să-i fac niște texte. Așa că, după părerea mea, cine este? Ce spuneți aici sunt doar niște opinii. Este dar eu fanii mei cu mesaje pe telefon. Primesc 100 pe săptămână. Nu vă contestăm fanii. Așa este. Cum? Domnul primesc 100 de mesaje pe săptămână de apreciere. De la aici cine? Sunteți doar 3. Domnul Herțoiu suferă de o afecțiune numită despărțirea de realitate acum 20 de ani. E un om cum se cade, probabil. E un om super ok în... arealul lui acolo, dar pe scenă la umor nu e locul lui. Bine, chestia cu micul Tokyo, micul bubuială în bronz, mi s-a părut genială. Și asta cu micul Tokyo, de fapt, e o prescurtare. Și că un bucureștean se duce în Tokyo. Și când ajunge pentru prima dată pe stradă, pe străzile aglomerate ale Tokyo, îi spune, bă, aici sunt proteste. Adică ce mă, deci protestele din București, da? El le-a metaforizat prin bubuiala din Bronx. Ok. De ce? Mie mi se pare genială chestia asta. Ce asta anume? Este. Asta. Și după aceea și mai genial este micul jandarmul la plimbare. Sunt niște chestii intelectuale cu niște conexiuni foarte fine la bă, anumite lucruri. Bă, tu ce lucruri. Nu înțelegi, mă, că e o treabă stai, intelectuală? Stai, lasă-mă o secundă. Păi eu, dacă tu nu ești în stare să percepi asta, că dracu până și eu am înțeles. Și acum chiar mă simt prost că n-am râs. Omul ăsta e clar genul de individ care are foarte multă încredere în ce face, care e sigur că e bine și pe care nu-l poți întoarce din drumul lui. Îmi cer iertare pentru ei. Se pare că acum încep să înțeleg ce spuneți, pentru că a fost mult prea deep, prea profund pentru nivelul. Am știut asta de când am plecat de acasă. Iertați-mă. Dom'le, suntem mult prea puțin pregătiți pentru nivelul ăsta de umor. Nu-l înțelegem și vă rugăm să ne scuzați. Crezi că a simțit vreo ironie? N-a simțit nimic. Iertați-ne, suntem niște prăști. Iertați-ne ignoranța, da. Prostia și... Nu ignoranța și prostia, ci doar că nu sunteți obișnuiți cu acest gen. De exemplu, în Anglia, care este cea mai galonată țară în materie de stand-up comedy, se fac show-uri despre neutrini. Și omul acela adună 4.000 de inși într-o sală și face stand-up despre neutrini. Vă garantez că dacă ar veni aici, tot așa n-ar râde nimeni. Deci aici se fac show-uri despre tramvai și vulgarități. Omul acela strânge 4.000 de oameni la 100 de lire biletul. Cum adică, ia stați o secundă. Cum adică despre tramvai și vulgarități? La cine faceți referire când spuneți asta? Mie mi s-a părut că a fost în primul rând impertinent. Impertinent. La ce ați făcut referire când a spus că se face stand-up despre tramvai și alte vulgarități? Cine a făcut stand-up? A spus tramvai. A spus tramvai? Da. Adică, și alte vulgarități. M-a referit la faptul că este un subiect mic. Bă, dar se uite în ochii mei. Mă rog, cu steluțele alea. Băi, stai mă. Să se uite în ochii mei. Și să mă mintă pe față. Cine a făcut stand-up despre
subiectul tramvai, să spuneți, sau a avut subiectul tramvai în stand-up? Am văzut pe canalul de comedie, pot să spun aici, pe Comedy Central, da? Eu vă întreb asta pentru că noastră a stat într-un holding aici, alături de alți concurenți, și mai devreme, întâmplător, a venit un concurent aici care a făcut un moment de stand-up, cu părerea mea, extraordinar, și la un moment dat a fost vorba despre un tramvai unde el a acordat locul unei femei. Bendeac nu s-a prins că acel atac n-a fost la adresa unui concurent, a fost un atac la propria lui persoană. Bă, orice proștie, mă, că faci gura voastră, că troleele și tramvaiele nu merge nici pe motorină, nici pe benzină. Dar pe ce merge, mă? Merge pe gaz, care merge pe lei. Da? Asiuri. Sunt sigur că atunci când a spus tramvai și vulgar, a făcut o referire la Bendeac și la mine. Bendeac e tramvai și eu sunt vulgar. Și voi spuneți că el s-a referit la mine pentru că am filmat eu la un moment dat o secvență într-un tramvai. Adică ce este mai plauzibil, că se referea la mine, care nu făceam stand-up în tramvai, sau la băiatul ăla de dinainte? Nu e nicio legătură. N-are nicio legătură. Deci toate cuvintele limbii române noastre va veni să spuneți stand-up despre tramvai și alte vulgarități. Mi s-a părut... Nu vi se pare, dar nu vi se pare că mâncați eu în cred că mea? Ai înțeles greșit. Nu. O să mă minte pe față? Să ne facă pe toți proști pe față. Nu vi se pare că mâncați. Că ai înțeles nu greșit. Vi se pare. Nu. Domnule, nu vi se pare că veniți în fața mea să îmi vorbiți despre vulgarități, având în vedere că noastră nu puteți să-mi dați definiția cuvântului vulgar? Ce este cuvântul vulgar? Ce înseamnă vulgar? Ce definește o vulgaritate? Ce face un lucru să fie vulgar sau să nu fie vulgar? Subiectul sex este vulgar sau nu este vulgar? Nu este vulgar. Depinde de abordare. Nu, hai să o luăm așa. Dacă tot facem procesul etapie, să-l facem la capăt. În stand-up-ul respectiv despre tramvai, care era gluma cu tramvaiul? Mai rețin, am vrut să fac o antiteză între. De ce a spus tramvai? Subiectul neutri. Nu se tramvai, poate. Tramvai care este un ceva prozaic. A spus la întâmplare. Uitați-vă, eu sunt cel mai mare dobitoc. Sunt fai de capul meu. Ia spuneți-ne nouă ce înseamnă neutrin. Da, vreau și eu să știu. Eu sunt al doilea. Ce înseamnă neutrinul? Neutrin? Cred că este un electron cu adică altă sarcină modificată sau. Cum adică cred? A spus cred. Nu. Cred, nu sunt sigur că n-am adică făcut doctorat în fizică. Ia caută tu pe Google New Proton sau cum se numea ăla stand-up comedy. 4,000 people attending and cheering. $100 ticket. Despre sala aia a palatului a lor de 4000 de locuri unde s-au înghesuit aia să audă glume despre protoni și fotoni. Ce dracu e nebunit. Să mai face emisiuni la noi. Eu nu cred că l-a făcea nicio emisiune nicăieri. Și în general iau știri și le comentez dintr-un alt unghi. De exemplu, să vă explic că o știre reală spune că două adolescente au jefuit un psiholog de 50.000 de euro. Iar eu comentez întotdeauna unde există o sumă mare de bani, există și două adolescente dispuse să facă orice ca să o obțină. Ha. Ok. Așa. Perfect. E bine ați venit pe strada mea. Ce a spus Adinaur, este sau nu este vulgar? Nu este vulgar deloc. Păi domnul meu, iertați-mă, sunt alți comedianți care fac umor despre neutrin. Noastră faceți despre două puștoaice care ar fi în stare să... bani? Nu, eu n-am vrut să spun asta. Primul rând este o glumă. Păi da, dar de ce nu faceți vreo despre neutrin? De ce nu faceți despre neutrin? Ați spus că sunt oriunde există o sumă de bani, există două adolescențe care sunt în stare să facă orice pentru acei bani. Până orice, eu pot să înțeleg orice. Orice înseamnă și să dea un neutrin și să facă o... Deci, asta înseamnă, adică aia este foarte largă. Dar umorul nu este despre realitate. Domnule, reveniți, deci ascultați-mă. Într-adevăr, aceste lucruri se întâmplă în realitate. Ascultați-mă, momentan noastră sunteți mult prea vulgar pentru noi și pentru nivelul la care s-a ajuns. Veniți cu glume despre neutrin și lăsați-ne cu astea cu adolescentele și cu... Că noi aici suntem într-o altă sferă. N-am vrut să spun asta, că dacă credeam așa ceva, nu veneam. Da? Și sigur. Și nu mai atacați niște oameni care au fost pe scenă în această zi înaintea dumneavoastră. Nu e nicio legătură cu băiatul acela cu tramvai. Dar e nicio legătură eu. Faptul că a spus cuvântul tramvai, absolut, având în vedere că băiatul a venit pe scenă mai devreme. Absolut nicio legătură. Mamă, nu mă ascultă nimeni. Iartă-mă, gata. Eu cred că făcea referire la faptul că... Pe tine te fac frumos, să te vadă gagică ta. Nu te mai ia, spun eu. Ia uite-mă ce frumoseți a crescut părul. Ia, dragii mei, veniți în pace la mine. Nu, Julie, ia veniți cu aici la mine. Hai veniți cu aici la mine să ne jucăm cu ouălele mele. Facem un cerc mare așa. Asta, ia să vedem. 2, 3, si.
Cântă cucu, bată vina, iară sună-l cucu vina! Aoleu, ouăle mele, dați-mi ouăle repede, că se duc ouăle, n-am ouă și nu pot să cânt draca mea, dă-mi ouăle repede! Mă, dar vină, mă, și de drum, Doamne, te tem să-mi dai ouăle, aoleu, Doamne, Maica, Doamne, unde e ouă, mă? Dacă îmi dădeai ouă, puteam să cânt ca lumea, dragă. Ce frică să dai niște ouă, nu? Aoleu, a fugit ouă, ia-l că e al tău, mă. Ia-l, mă, că e al tău. Să fii să trăiești bucuros, bagă-l în buzunar, ia-l că e al tău, bagă-l în buzunar. Așa, mă, bagă-l, că n-ai destule ouă, spun eu. Așa. Hei, dragii mei, cam asta fac eu la petreceri când mă duc, da? Eu interacționez cu publicul. Bă, nebunesc, asta a fost? Băi, băiatule, mă! A, și încă unul, vă mai întreb ceva, vă dau 10 baloane, pe bune, dau 10 baloane. Care sunt ultimii dinți care apar în gură? Ăia pe care ți-i scot acum. Care, care? Ăia pe care urmează să ți-i scot. De ce mă întrebi? Bă, mă țignesc, din momentul ăsta eu nu mai sunt apt să fac această emisiune. Proteza dentară, băi! Așa sunt ultimii dinți care apar în gură. E, și ce ai zis? Ce ai zis? Că îmi scoți dinții? Bun, s-a terminat numărul? Stai, mă, că nu s-a terminat, adică trebuie să mă duc mai departe. Acum s-a terminat, dragul meu. Bă, știi ceva? Mie îmi place, mă. Mie mi-a plăcut. Ia uite, mă, că nu numai ouăle, mi-a căzut și la baliera, mă. Bă, dacă zic că mi-a plăcut, sunt nebună, îți jur că ceva mi-a plăcut. Nu știu, are ceva. Bine, mă, acum dați-mi repede toate pălăriile și plecați la locul vostru. Hai că v-ați distrat destul. Mi-a plăcut. Ați apărut la televizor, gata. Și să ne întâlnim în culise să vă dau baloane ca să participați. Ce n-am înțeles a fost acțiunea în sine și logica, firul. N-am înțeles exact ce s-a întâmplat, dar aveți așa dumneavoastră un fel de a fi? Asta înseamnă, dragii mei, socializarea și imaginea de clown. 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 Nu mă interesează ce background are acel domn care a venit deghizat în clown. Ce a făcut astăzi a fost la limita prostiei. Dacă el distrează alți oameni cu acest număr în alte părți sau distrează copiii, eu cred că ar trebui interzis într-un ordin judecătoresc. Arta circului este o artă. Am avut în România, de-a lungul timpului, foarte mulți clovni care au fost extrem de apreciați și aici, și la festivalul peste votare, Tonino, etc., etc. Consider că dumneavoastră sunteți o jignire. Aoleu, 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 vai de mine ei, vai de mine. Jignire? Da, clovneria s-a terminat. Eu consider că dumneavoastră, în ceea ce faceți, fii atent la mine, o jignire pe... Nu, fii atent ce spun eu. Nu, acum vorbesc eu! Acum vorbesc eu! Băi, acum vorbesc eu, acum vorbesc eu pentru că ai vorbit în continuu. Da, vorbesc că este, dar nu pot să spui că sunt o jignire, pentru că în Bucovina sunt numărul 1 la distracție și entertainment. Și ce înseamnă asta? Păi tu ai venit aici să-ți faci reclamă? Bă, nu fac, îmi fac reclamă, n-am venit aici, am venit. Ești o jignire pentru ceea ce înseamnă clown. Tu-ți dai seama ce pățești? Deci numărul tău, pe lângă faptul că a fost îngrozitor de prost și de lung, știu, ai un talent uluitor de a agresa publicul. Asta ai făcut de la început, ai agresat publicul, da? A fost îngrozitor de prost. Băi, vorbesc acum eu. Da, nu, eu nu permit tonul ăsta de băi. Bă, asta este culmea tupeului. Deci unul care ia niște oameni din public, le pune alea pe căp, se uită la chelul, la mine, la de... Bă, 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 bă. La un moment dat eu încep să vorbesc și când îi spun un bă, nu bă, bă, cât tupeu să ai, bă? Te-am pupat și îți mulțumesc, la revedere. Când ai să vii prin Bucovina, ai să vezi brandul de Bucovina. O ce brand de Bucovina? Ceau, păi tu ești brand de Bucovina, mă? Pa, la revedere. Bă, tu ești brand de Bucovina? Da? Așa sunt. Vino încoace, că dacă ai venit la un concurs, asta este jurizarea. Ți-ai terminat numărul și mi-ai spus de nenumărate ori bă. Și în momentul ăsta când ți-am spus eu ție bă, ai tupeu, ai tupeu. Da, am tupeu și să-mi spui mie să nu spun. Andiamo la sole li fare più bella. E cosa mandare l'amore di vela. Dove la sei? Dove l'amore? A avut scăpări de reacții nebunești cumva. La un moment dat a început să cânte. A fost funny, adică mie mi s-a părut delicios tot ce se întâmpla, pentru că era așa psihoză maximă. Ăsta era nervos degeaba. Iar o dorul dor și vai și vai, măi. Și cântă și bine. Bate din picior, te iubesc, nu te omor. Deci, crede-mă, prietene, că eu nu plec de aici până nu spun tot. Deci poți să cânti. Chiar te rog, zi, te rog. A fost un număr extrem de vulgar.
Da? Eu n-am problemă dacă se pronunță dacă se pronunță dar poate să vină cineva vulgar. Dar poate cineva să vină să pronunțe ouă și să fie mai vulgar decât 20 de pentru că ceea ce faci tu este o mizerie ordinară. Și cine te cheamă pe tine la o petrecere înseamnă că e dobitoc. Ai înțeles? Da, ai dreptate. Și jignești tot ceea ce înseamnă artist de circ din țara asta prin ceea ce faci pe scenă. Poți să le spun. Ai înțeles? Aoleu, da. Și ești și complet indolent. Da. Ai dreptate. Îți dau dreptate. Tot timpul tu îți arăt fundul la televizor, noi suntem jigniși, eu când zici cuvântul ouă, un personaj din Bucovina, îmi pare rău, asta e viața. Prietene, dacă spui tu și cuvântul la lea e vulgară. La lea. E vulgar, pardon. La lea. Da. La lele, la lele, scumpele mele, la lele. Situația s-a flambat. Nu s-a flambat, să vă spun. Scuzați-mă. Nu pot să accept în sensul singurul cuvânt care a zis că sunt o rușine pentru această meserie. A fost foarte... Da, a fost un pic cam... Eu sunt de acord. Mă, tremur mâinile, jur. Hai să vorbim liniștit, da? Că n-am chef să mă enervez. Foarte simplu. Nu prea seamănă cu clovneria. Eu am avut răbdare pentru că... Efectiv, nu m-a interesat atât de tare ce a făcut omul ăla. M-am prins în primele 30 de secunde că, de fapt, nu are nimic în cap. Nu mi-am dat seama că o să devină agresiv și arogant. Simt ca și omoră pe cineva. De ce? De ce? Hai mă, vreau să... Îți jur, Carmen, vreau să mă calmez un pic. Îți jur. Ok, tu vreau să mă calmez un pic. Vreau să... Dacă că v-am jignit cu ouălele mele, asta e problema. Că avem și noi ouă și sunt în regulă. Știi ce îmi pare rău? Că n-am ascultat-o pe soția mea să nu fi venit la această emisiune. Și simt, dragii mei, ăsta sunt, asta fac, de 6 ani de zile, entertainment-ul ăsta-l fac și îl fac de calitate. Ce am văzut noi acum? 15.000 de fotografii sunt postate cu oameni care zâmbesc. Și știi ce aș vrea de la voi? Să zâmbiți. O să mă apucă de cerba pe ăsta. Valiza asta e plină cu jucării, cu asemenea jucării pentru copii. Puteam să-l omor, îți jur. Băi, mâncava așa. Lasă-mă. Băi, ăsta nu-i clovnerie. Băi, putem să trecem peste momentul ăsta? La revedere. Hai să apară voturile și trecem. Gata, la revedere. O zi bună. Ce știi tu despre familia mea? Că aici e un punct sensibil. Da, am spus că ți-ai părăsit familia. Știu foarte bine la ce te referi. Eu nu mă refer pentru la asta, tu... Eu pentru asta, dacă astăzi nu aș fi fost condamnat pentru 0,6 grame de iarbă oferite unui fraier, poate să tai la montaj, poate nu, așa, eu te-aș fi călcat pe tine în picioare și mi-aș fi asumat bărbătește un dosar penal. Roastul a devenit serios, brusc. Rolul aia cu familia e exagerat. Și când am auzit-o pe aia, a fost grav. În momentul în care ăla a vorbit și a pronunțat cuvântul familie și Chelu în același vers, eu am fost convins că se va ridica. Dar, în general, când ești infractor dovedit în România, așa nu poți să faci două dosare unul peste altul pentru că mergi direct la pușcărie, iar eu am nevoie să-mi întrețin familia. Tu nu știi nimic despre mine. Nu știu nimic despre ce ai, cum ai lăsat să te... Tu ai citit în ziare ceva... Iar acel ceva niciodată n-am fost de acord, iar eu în calitate de Ion Ștefan Cătălin niciodată n-am vrut să le mă duc să le dau un drept la replică, pentru că este normal să-i ignori să mă pui. Eu sunt un om foarte răutăcios atunci când oamenii fac greșeli grave în ceea ce mă privește. Și sunt un om foarte răzbunător și în general îmi place că sunt răzbunător. E una din calitățile mele, ca să zic așa. Dacă tu semnezi un foaie în momentul ăsta, uite, în urma unei confruntări cu Chelu, eu nu mă duc la poliție, fratele tău îți cere 10 minute să mergi cu mine afară ca să reglăm o situație simpatică. Te-ai legat de familia mea pe care... Asta nu e legal. Nu e legal. Bun, deci ai scăpat, da? Gata, frate, ești marfă, ești adevărat. Frate, pufuleț este pufuleț. În viața reală este pufuleț. Fără niciun fel de reper, fără siguranță, fără nimic. Pur și simplu, i-am zis bine, pufuleț. Eu sezonul ăsta n-am mai venit nu pentru like-uri, am venit pentru că ai spus că dacă cineva îți dă un roast bun, vii pe scenă și spune mai spune mai prost de, despre ai ipocrizie. Fost mai prost decât data trecută, te-ai legat de familia mea pe care nu o cunoști. Vrei să vii? Eu te invit acasă la mine, asumă-ți riscul. Vezi, poate facem un alt fel de roast. Nu te duce. Eu nu am Vorbește. Spus că tu ți-ai părăsit familia. Ba da. Eu am spus că tu ai destrămat-o. În faptul că tu ai divorțat de prima ta soție, asta este un fapt adevărat. Las-o așa, bro, what the... Nu este ceva bun.
bun. Doamne, cât ești de prost să mori. Aolea, Doamne! Spui că sunt ai avut dreptate, frate, există prost. Băi, vezi. Băi, cum se întoarce viața? Da, uite, tu azi ești prostul meu. A avut și el bendeac mai devreme. Eu zic să ne împărțim, frate, oamenii care vin aici și se joacă cu sufletele noastre băloase. Am și eu unul. Da, continuă. Te ascult cu plăcere, deci jur. Am terminat. Eram sigur, e bine. Sunteți de acord cu concurentul sau cu Chelu? Chelu are dreptate. Chelu, evident. Cred că e destul de clară treaba. Da. Ce-ți dorești tu de la noi în momentul ăsta? Pentru mine să știi că ești cel mai amuzant moment al zilei, acum că m-am liniștit. Practic o emisiune de umor, deci 3 like. Bineînțeles. Deci în sfârșit am găsit un subiect băi, care poate genera zâmbete. Să spunem că ai primit 2 like-uri, să zicem. Al treilea nu poți să-l primești, că practic eu sunt cam degeaba aici. Nu ești degeaba, vreau să vorbesc. Așa zic. Eu mi-am îndeplinit scopul, deci a durut. N-a durut, prietene, nu mă doare nimic. Eu cred că nu asta a vrut să obțină, sau dacă el crede că asta a vrut să obțină enervarea jurului, înțelege greșit ideea de roast la ai umor. La ai umor trebuie să faci un roast atât de bun încât să nu poate fi notat așa. Ca să fie bun, trebuie să fie deștept. Trebuie să nu fie agresiv. Trebuie să fie niște limite în care nu intri cu bocanci în viața personală unui om. Asta încerc să spun. În momentul în care intri pe o zonă minată, îți asumi. Uite, să mor eu, hai să facem o treabă. Deci hai să muncesc și eu anul ăsta. Deci cumva trebuie să fac și eu un roast cuiva. Nu știu, trebuie să găsim o soluție. Că eu am făcut unul în viața asta. Deci ăla e singurul meu roast, cu adevărat. După aia a venit karma. Despre asta. Nu ești, în continuare, acum îmi permit să spun foarte karma. Prost că vorbești în necunoștință de cauză. Eu vorbesc muzical, că nu, după aia a venit karma. Pufuleț, mă enervezi. Deci vorbești în necunoștință de cauză. Eu zic că discuția asta n-are rost. Este foarte important să înțelegi în această viață că poți să te joci cu cuvintele când știi despre ce vorbești, când nu ești prost informat. Sfatul meu este: dezvoltă-te, maturizează-te, du-te la sală, scapă de burtă, regăsește-ți și acceptă-ți aplauzele de seara.